Fie funcția f cu următorul tabel de adevăr. Minimizați funcția FCT utilizând diagrama Carnot și construiți circuitul logic al funcției minimizate. Păi vom desena diagrama Carnot cu 4 linii și 4 coloane. Deoarece avem 4 variabile. Scriem variabilele x, y, z și t. Scriem valorile pe care le vor lua variabilele, adică 0, 0, 0, 1, 1, 0 și 1, 1. Iar în cazul ultimelor două linii și două coloane, ordinea firească nu va fi respectată din cauza codului grei. Vom numerota fiecare celulă cu indicele corespunzător 0, 1, 2, 3. Aici din nou se inversează din cauza codului grei. În diagrama Carnot, valorile 1 reprezintă min termenii, așa că vom trece valorile 1 în celulele 0, 1, 2. În 4 vom trece R, întrucât în tabel vedem că celula 4 corespunde unui termen redundant. La fel și 5 și 6. Apoi se grupează celulele adiacente ce conțin valorile 1 pentru a obține un produs cu cât mai puține variabile. Grupările astfel obținute trebuie să conțină un număr de celule care reprezintă puterea ale lui 2, adică 2, 4, 8. Vom grupa primii 8 termeni, adică 0, 1, 4, 5, 12, 13, 8 și 9. Mai grupăm prima coloană cu ultima coloană. Prima linie, prima coloană cu ultima coloană. Pentru prima grupă, toți termenii de pe linii se schimbă, iar de pe coloană, termenul care nu se schimbă este Z, care corespunde cifrei 0, deci vom avea Z barat. Iar pentru a doua grupă vom avea T barat. De aici rezultă că funcția este egal cu Z barat plus T barat. Mai departe vom desena funcția. X și Y nu se regăsesc în funcția finală minimizată. Iar pentru Z și T vom arăta că sunt negați prin desenarea unui cerculeț.
Iar funcția finală, rezultată din adunarea lui iar funcția finală este rezultată din adunarea lui Z și a lui T.